cum se făcea în de rezie, în vremea Sfinților Părinți, partea a șaptea, Sfântul Marcu Evgenicul. Vom vorbi în continuare de ultimul apărător al Ortodoxiei înainte de căderea Constantinopolului. Sfântul Marcu Evgenicul și cum s-a îngrădit acesta de erezie. După cum se știe, Sfântul Marcu s-a luptat împotriva papismului, care, exploatând declinul Bizantului, a vrut sub subjuge Ortodoxia care s-ar fi dat mai dinainte ca plată în schimbul ajutorului militar și economii promis Imperiului slăbit, este cunoscut faptul că, dacă n-ar fi existat prin lui Dumnezeu, Sfântul Marcu, în această perioadă critică pentru ortodoxie, răsăritul întreg s-ar fi propistășit și credința adevărată ar fi fost de pe fața Pământului. Lucrul important este că Sfântul nu s-a luptat împotriva sinodului de la Ferrara, Florența, Așa cum știe toată lumea, doar în timpul ședințelor CIDU, ce și după semnarea codului și întoarcerea Constantinopol, iar tocmai aceste ultime lupte ale sale rămăseseră. Urtă multora necunoscute au poate mai mare însănătate, fiindcă luptele sale din vremea Sinodului nu au dat rod din moment ce până la urmă a fost semnată Unirea Bisericilor pe Când cele două după Sinod au avut succes de plin. Și a constituit cauza revenirii la Ortodoxie și a condamnării sinodoale a Concilului Florentin, împreună cu papismul. Primul lucru pe care l a făcut Sfântul întorcându-se în Constantinopol și cel mai însemnat a fost acela de a întrerupe Comuniunea Bisericească cu toți câți semnați unirea la Florența și cu cei care îi urmau această delimitare a ținut până la moartea sa. Sfântul Marco a trecut la Domnul pe 23 iunie 1444 sau 1445, iar concilul lui Florentin s-a încheiat în 1439, deci în tot acești 5 sau 6 ani de după Sinodul Apusian, Sfântul a fost separat de toți cei care se și de adepților. În plus, în acești ultime ani de viață a devenit căpetenia anti prin lupte de sale și a salvat ortodoxia de supunerea în fața latinilor. Este adevărat că ortodoxii acelor vremuri erau mult mai sensibili ce privește credința față de ortodoxii zilelor noastre. De aceea se delimitau un dat de episcop și clerici unioniști și latino-cugetători. Sfântul Marc într-o epistola s-a trimis din insula Limnos, unde se afla exilat el monahul Teofan, la Evripos. Descrie această separare, deci trecând în Calipoli și venind în Limnos, a fost întâiși și poprit de către împărat, însă cuvântul lui Dumnezeu și puterea adevărului ne poate fi legate. Și mai degrabă leargă și se răspândește, și cel mai mult dintre frați, prin zândul de de pe urma exilorii mele, îi supun mustrărilor pe cei nedrept și călcătorii drept a credinței drepte și ar părințești o minte și îi de peste tot, ca pe niște gunoaie, nici primind, să le turghisească împreună cu ei, nici pomenindu-i în vreo fel ca creștini. Vedem că surghionirea Sfântului s-a făcut pricinerea a răzvrătării și separării multor clerici de episcop cu jutători. Separarea s-a caracterizat-o de prin întreruperea comunii bisericești și a pămânirii, nici primind să ai turghisească împreună cu ei, nici pomenind nu în vreun fel ca creștini. În continuarea este scrisori, Sfântul Marcu povățuiește pe românahul Teofan, cum să se poartă că un nou hirotonitul episcop latinul cugetător al Atenei, căruia probabil Teofan se supunea. Aflu că a fost hirotonit de către cu cugetători, ca mitropolit al Atenei în copilandru, ucenic al episcopului de Mone Vasia, care de cum a venit trituisește fără observire, împreună cu latine și rotonește în chip nelegiuit, pe cât găsește oricum ar fi ei. Cer deci tale ca luna supra țurâna cea pentru Dumnezeu, ca unul ce ești al lui Dumnezeu și prin al adevărului, și ce nică adevărat a Sfântului Isidor, să pe preo să fugă în orice chip de împărtășirea cu el și nici să nu-l împreună cu el, nici să-l pomenească cumva, nici arhiereu să-l socotească cilul și neimit, nici să slujească vreun un fel în la tine. Ca să vin, ca să nu vină și peste voi mânia lui Dumnezeu, care s-a bătut în asupra Constantinopolului, asupra Constantinopolului din plăcina, fără de legilor săvârșite acolo. Îndemnul Sfântului este de plină separarea de episcopul latin cugetător, expresia Sfântului Marcu, ni se slujească în vreun fel, în bisericile latinilor, înseamnă probabil să nu liturghisească ortodox și bisericile latină cu cugetătorilor și unioniști o în cele pe care latinele le ocupase cu forța. În aceeași epistolă Sfântul Sfântului descrie cum se purta monahii cu episcopul cu cugetător al Moneum Vasiei, starțelor mitului și nu păstorului vostru, episcopul cel fără de minte, al mou lunde unde l-a împărat stăreția mănăstirii? Înainte mărgătorului, nici nu este pomenit de călugării săi, nici temânian măcar ca creștin, ci l-au numai ca pe un zonatic. La sfârșitul unui epistole, Sfântul Marcuil dă iarăși sfat referitoare pomenirea latino-cugetătorilor. Fugiți, deci, și voi, fraților, de părtășirea! cu cei neîmplătășit și de pomenirea un nepomenit, iată eu, cu păcătosul, vă spun, că cel care pomenește pe papă Cartier ortodox, se face vinovat de împlinirea tot ce stratinesc, chiar și de tunderea mărbii, iar cel ce cugetă rotinește, va fi judecat împreună cu latin și socotit călcător al credinței. Cam la același lucru să le scrie Sfântul referitor la credință, împreună cu alte povești, stare va Vatoped. Nimeni nu este stăpân peste credință, nici împărat, nici arhiereu, nici sinod micenos, nici altcineva, căci nu mai Dumnezeu. Este cel care ne-a încredințat-o prin sine și prin ucenice săi. Așadar, în probleme de credință, nu facem ascultare nici de arhiereu, nici de sinod și de Hristos și de apostoli. În această soare spune starețului, Fugiți, deci, fraților, de ce ce adun și de ce ce întăreți, în la tine și legați între voi prin iubire un trup și un duh într-o suflet. Una cu gentul adunați-vă în jurul singurului nostru cap. Hristos, aici, Sfântul învață că biserica nu este episcop, episcopocentrică, ci hristocentrică. Prin urmare, adunarea mădularului bisericii se face în jurul lui Hristos. De toți aceștia, Sfântul s-a separat după întoarcerea la Constantinopol. Acest lucru îl arată foarte mult într-o lucrare cu titlul Expunerea a preasfințitului mitropolit al Efesului în ce fel a primit vrednicia arhierei” arhierii și arătarea sinodului întrunit la Florența. La sfârșitul acestuia, Sfântul Marcu spune, De atunci înainte, aceia și-au săvârșit ale lor și-au căutat spre învoirea cu cele hotărâte și spre celelalte ale unirii, iar eu, despărțindu-mă după aceea de ei, și petrecând un timpul de unul singur ca să fiu unit cu Sfinții mei părinți, și învățător le fac tuturor cunoscută părerea mea prin această scrisoare ca să fie cu putință celui ce vrea să ceceteze pentru care din două n-am primit unirea făcută. Pentru domnele nesănăt... pentru ori pentru cele stricate. Deci să separat ca să rămâne unit cu Sfinții, ceea ce înseamnă că nu poți fi la o lată cu Sfinții și în același timp să comunici bisericești cu eretici. În acest ultim fragment al se vede că întreaga scriere era în același timp și o declarație de îngrădire. În același două este și enciclica Sfântului cu titlul Ortodoxilor aflat pe fața întregului pământ și în insule Marcul Episcopul Mitropoliei, Efesenilor, bucurați-vă în Domnul! În această epistolă săbornicească, Sfântul Marcu îi avertizează pe destinatari cu privire la erezile papistașilor. Aceste erezile concentrează în cinci. 1. Adaosul din crezi. 2. Energiile create ale lui Dumnezeu. 3. Focul purificator. 4. Săvârșirea Sfintei Turghii cu azimă. 5. Primatul Papei pentru peste toată biserica. La sfârșitul acestei epistole, referindu-se la ortodoxi unioni și unioniști și latinocugetători care acceptau unirea cu papista și spune, fugiți, dar fraților de ei și de părtășia, părtășia lor, căci unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni preschimbați din apostol ai lui Hristos. Și nu e de mirare, fiindcă satana însuși se preface în înger al luminii. Deci nu e o minune dacă și slujitorii lui se prefac în slujitor ai dreptății al căror sfârșit va fi. Potrivit faptelor lor, e și iarăși în altă parte, tot despre ei spune Sfântul Apostol, unii ca aceștia Domnului nostru, Iisus Hristos, nu slujesc ce pântecelor lor și prin vorbe frumoase și binecuvântări păcătă, păcălesc inimile celor fără de răutate ai Sfântului propovăduiește încă o dată de limitarea de ortodox și latino cugetători. Însă mai apoi a fost nevoie ca Sfântul să se demiteze și de ai noștri care cunoșteau, odată ce aveau comunie bisericească rătăcirile papistașilor. Acest lucru nu l-a făcut Sfântul Marcu singur, ci și mulți alții în deopște într-o epistolă către prezbiterul Gheorghe din Metoni. Sfântul Sfântul spune în încheiere, cu referire la comuniunea bisericească, acestea puține dintre cele multe ți, ți le-am scris, spre păzire de nerușinarea acelora află căutorârea sinodului, mincinos, mai bine spus, de șartă nouă grăsuire, după cum merită, n-a fost primită cu niciun chip de nimeni, ci și de cei care s-au învoit și asemnat sunt urez de toți ca sporca și trădător ai adevărului și nimeni dintre cei de aici n-a liturghisit vreodată împreună cu ei. Dumnezeu cel pe ce pe toate le poate, fie să renuiască acestea spre folos și să îndrepteze biserica sa, pe care a cumpărat-o cu sângele său, păzește odorul cel bun al credinței, fugind cu totul de întinat noiri. Deci ceea ce făcuse Sfântul a făcut majoritatea clericilor. Pe toți cei care semnase îi socoteau văzători ai adevărului și nimeni din cei de aici n-a liturghisit vreodată împreună cu ei. Apostovarea ortodoșului de către latină cu și de limitare bisericească, prin întreruperea pomenirii de descrie pe în amintele sale marele, Ecclesiar Silvestru Siropulos, Silvestru redă dialogul avut cu oamenii păratului. Atunci au spus mijlocitorii, fiindcă voi nu spuneți nimic, atunci vom spune noi ceea ce credem că e bun. Și ne va tot despre hotărâre, nu zice nimic, că se află ca și nespus să în practică. Însă zice -ne despre pomenire, nu mi se pare bun ca papa să fie doar pomenit și prin pomenire să fim uniți? pomenirea nu e decât un cuvânt și prină și pe acela rostește diaconul, iar prin acest cuvânt și uniți vom fi, nici ceva dintre domeni nu vom lăsa deoparte, ori vom schimba ceva din datele noastre. Răspuns am noi, mult este cuvântul despre pomenire, căci numai aceia sunt pomeniți în biserici, care sunt de aceeași credință și părtași la aceeași biserică pe când ne părtași, nici pomeniți nu sunt, nici are voie vreunul dintre cei hirotoniți să se roage în biserici pentru un neîmpărtășit, iar papa este neîmpărtășit. Deci cum va fi pomenit cel ce este nepărtășit cu cei ce sunt părtași? Atunci notarul smișlocitor zise, pomenirea papei nu este nici măcar pomenire, că nu se roagă pentru el, ci numai zice diaconul cuvânt, pe prea Papa Evgenie și nici el nu se roagă, nici nu se cere de la alții rugăciune pentru Papa. Zin am eu, pomenirea dipticilor este mai mare decât toate pomenirile, că celelalte pomeniri ce rugăciune a celor care le aud și a celor afară din altar, pe când dipticile nu cer rugăciune a celor de afară, ci însuși patriarhul spune întâi, Pomenește, Doamne, toată episcopimia ortodoxilor care drept învață cuvântul adevărului tău, așa că se roagă întâi Patriarhul pentru cei care în drept învață, îndată după aceea luând cuvântul diacon rostește, cu glas mare cine sunt cei care învață drept. Ei în numără deci pe Patriarhul nostru și pe cei răsăritului ca drept învățând, ne-a învățat drept înseamnă precum zice Dumnezeu cu gură de aur a tăia pe cele corcite pe când papa nu taie, mi-a chiar le aduce pe cele corcite. Așadar, dacă ar fi să rostească numele pape împreună cu cele ale patriarhilor răsăritului, se va ajunge în timp necesar la unde dintre aceste două concluzii. Orică papa învață drept și răsăritenii nu, fiindcă se deosebesc în articol despre purcederea Duhului Sfânt, care este unul din articole crezului și nu se învoie cu papa în această privință. Orică învață drept răsăritenii și papa nu. Deci cum să fie nu la binecredincios sau în alt fel binecuvântat, a pomenit la Dumnezească mistagogie și -a aduce la oaltă și a unii pe cei ce doresc unii potriva altora, ca și cum ar fi într-un gând. Iar mai de seamă și mai înfricoșător este că și canonul al 10-lea a Sfinților Apostol zice Dacă cineva se roagă chiar și în casă cu cer neîmpărtășit, să fie și el a iar patriarhul nu se roagă împreună cu papa, ci se roagă pentru el în numele întregii biserici. Și nu ați seamă că se dotebește a se ruga în numele bisericii, de a se ruga împreună, mare lucru, mare lucru este și cu totul străin de biserica noastră ortodoxă, atunci a zis notarul, ferici ar fi fost dacă am fi prevăzut, prevăzut, acestea și am fi scos cu totul dipticile din liturghie înainte de a vă fi pregătiți să plecați în Italia. Apoi și între multe zicându-ne ca să ne duple să ne întoarcem la dreapta noastră de mai înainte și să ne învoim cu patriarhul. La urmă am adăugat, ne așteptăm să getați și să fiți un chip bun, de a fi unis căci vii să vă da de veste. Să veniți iarăși aici și cu acest ne-am despărțit. Deci, ce înseamnă cuvântul drept învățând? Nu este vorba de rugăciune precum cred astăzi mulți în mod naiv. E vorba de mărturisire prin care anulezi public și bisericește orice altă mărturisire ortodoxă de vreme ce prin pomenire îi pui la un altă cu și peretici, pe, pe vrăjmașii părinților, îi face apărători ai lor, iar pe cei eretici, iar răți ca și cum ar fi împăcați. Deci cum să fie de bună cuvință, s-a binecuvântat, în un fel a pomenit de la Dumnezeiască mistagogie și a așezat la un lată și a unit pe cei de învoiți, ca și cum ar fi de acord. Marele Cleziar Silvestru Siropulos ne scrie în acest amintire o împotrivire și o delimitare vrednică de laudă a poporului față de preotul din parohia lor. Preotul acesta, din simple curiozitate să zicem, am vrut să vadă cum se face în scăunarea noului patriar. Deci când în vremea sinodului de la Florența, patriarhul Iosif a murit, a fost ales la îndemnul împăratului la un cugetător și unionistul mitropolit al chizicului. Mitrofan, această ceremonie, a fost de fapt și episcopul latin Cristofor. Silvestru descrie cele împărtâmplate în legătură cu preotul Teofilac astfel. Pregătitul sa, deci al chizicului și-a primit înștiințarea, i-a chemat și pe mitropoliții, trapezunte și racliei, să fie de vatra la înștiințare că va fi patriar, dar nu au venit așadar în miercuri a odovanii praznicului în Învieri, al lui Hristos, care a fost în ziua a patra lunii mai, a venit la palat și a fost propus de împărat ca patriar. A fost de față și noi atât la înștiințare cât și la propunere și a mers înaintea lui cu al noi la patriarhie. Era acolo și episcopul latin, la pape Hristofor, se întoarce drumul aproape de Patriarh, de-a dreapta lui, fără să se depărteze câturi de puțin de el. Acest lucru a provocat patriarhului mai multă învinuire și dezaprobare din partea poporului, ca primind latinismul și nu al lumii a binecuvântarea patriarhului, cu mare scârbă unii să și dădea înapoi, ca să nu aibă parte de blagoslovenia lui. Voi adauga și o mică povestire despre dovedirea râvnei aprinse pentru dreaptă credință a binecredinciosul și cu adevărat creștinescul, creștinescului popor. De aici povestire de astfel, de altfel hazlie. Un preot a vrut să vadă cum se face în scăunarea patriarhului, numele preotului. Este teofilact, a împrumutat de un cal, căci nu avea și a venit la părăție și văzând ce le-a făcut acolo, a venit cu noi până la patriarhie, apoi s-a întors acasă și această vecernei, a tras clopotul căci era praznic cu și n-a venit nimeni în biserica lui, n-a fel a făcut și la o trenie și n-a venit nimeni, aștepta și la ceasul liturghiei să-i aducă cineva prescură și nu i-a adus. De aceea nici n-a liturghisit, nemulțumit că s-a adus la cei care aduc bișneau, se vine la biserica lui și a întrebat, de ce n-a venit la biserică în zi de sărbătoare? Iar aceia i-au zis, fiindcă te-ai dus și tu după patriar și te-ai latinit. Preotul zice, și cum m-am latinit? M-am dus doar să văd rânduiala pe care niciodată n o văzusem, dar nici nu m-am îmbrăcat în minte nici n-am cântat, nici n-am făcut altceva din cele preoțești. Atunci cum m-am latinit? Aceea spuseră. Dar te-am amestecat și ai mers împreună cu latinizanții înaintea patriarul latin cu cetător, și ți-a fost de ajuns binecuvântarea lui. Atunci s-a aprins de revoltă și le-a cu jurământ că niciodată nu se va mai duce la patriar, să la cei din preajma lui și cu chiu cu vai, a putut să-i înduplece cum să vină iară la biserică. Chiar dacă această povestire a fost adăugată ca de set, a poate fi în celor doritori mărturie despre dispoziția pe care o are cu ajutorul lui Dumnezeu prea cu acesta popor pentru daumele sănătoase de biserici despre felul cum se cum leapădă și cum urăște pe cele mincinoase și străine. În această relatare se vede poziția poporului și aportul său la restaurarea Ortodoxiei. Poporul nu doar își cunoaște redința, dar știa și ce poziție trebuie să păstreze atunci când aceasta se vândută, iar această poziție a delimitare în grădirea, Mulțumim din Constantinopol, din cauza că episcopul a tins stătea aproape de patriar, a bănuit că patriarul acceptă latinismul și nu au binecuvântarea lui fără tragere de inimă. În plus felul cum se a purtat la inoria și preotului Teofilact, care în mod spontan fără vreo întrege între ei, fără să-l întrebe pe duhovni și să ceară binecuvântare, fără să gândească la faptul că nu vor avea Sfânta Liturghie, într-o zi de plană ce se demonstrează ca delimitare de păstori eretici, trebuie să lucreze ca și cum ne-am trage mâna înapoi în atunci când ne frigem. Silvestru Siropulos, referindu-se la procedura de alegere noi patriar, ne povestește, iar împăratul de nevoie a vrut să facă patriar și mai întâi și mai întâi a pruncit unora de îndregători să se întâlnească cu mitropolitul Efesului. Sfântul Marcu și a socotit vrednic și l-au sinit să se înduplece, să devină patriar, Iar dacă l-au aflat neprimind ruptul capului acesta, am proces să te fac alegere, că despre semnilor trăpăritul tefesului n-au mai făcut vorbă să fie de față la alegere, fiindcă l-a aflat să se părat de toți cei din sinod, însă pe al. Iriacrie l-au osilit, fiindcă nici el nu voia să vină, că zicea un roacă cu care vorbea Ceea ce s-a petrecut în la Florența este rău și nefericit și stricăciune a credinței ortodoxe și s-a făcut cu deasila. Rău am făcut și eu că am semnat, dar a fost nevoie și trebuie tăiată mâna aceasta cu care a semnat. Și altele ca aceasta spunea prietenilor săi, de aceea nici la alegere n-a vrut să nu mai să vină. Aici se arată că pe Sfântul Marcu nici nu l-au convocat la sinod, pentru vot, fiindcă nici patriar nu voi să fie, nici să aibă vreo legătură ecleziastică cu sinodul. Înainte de a încheia cu Silvestru Siropulos, îmi un dinamitre sale un dialog al Sfântului Marcu la Florența, cu episcopii să aflați împreună cu el dialogul a avut loc într-o ședință, pe care a făcut-o ca să aibă călăuzire cu privire la înfruntarea latinilor. Iarăși, după trecerea a două zile, a venit la patriar, după obicei, unde s-au pornit cuvinte multe despre unire, și în și cereau într de festului să facă oarecare economie și păcurământ, însă acela zicea, nu încape păcurământ în cele ale credinței. Deci, după multe cere de păcurământ și după apologi... apologiile și refuzurile aceluia, cei ce doreau, doreau, unilea spuneau, puțin este deosebirea și un mic păcurământ ne va uni. Dacă vrei și tu să le înțelepciți. Al Efesului zise, aceasta este asemenea cu ceea ce a zis Prefectul sfântul Teodoschisul. O dată doar împărtășiți-vă și altceva, nu mai cerem. Mergeți unde vă place, și Sfântul i-a răspuns. E ca și cum mai spune, nu-ți cer nimic decât să-ți iau capul odată. Și după aceea du-te unde voiești, ieși, că în unele ca acestea, Ceea ce pare nimic, ceea ce pare mic nu este mic. Deci, de la această cerere și pretenție, chipuri pașnică, să-i scăceartă și mitropolitul Nikei. îi tărbacă, în coriu jocorii pe cel al Efesului. Și după multă gălceavă scurându-se al Nikei, zise, de prisos lucru fac și mă cer cu un om îndrăcit. Acesta este nebun și nu vrea să mă cert cu el și așit mâniat, zisa și al Efesului, copil el și ca un copil te-ai purtat, și cu aceasta și toți, el patriarul văzând, acestea n-au făcut nicio glumă și nici n-au oprit nici pe aceasta, nici pe cea dinaintea ei, ce nu de ședea privind, nimic zicând. Până la urma a doua zi s-a cont continuat de sf sfătuirea arhiereilor, și a celorlalți ortodoxi pe care siropul o să povestește, începând la să citească ceva dintre acelea ale lui, ca va cu privire la cele discutate în dată zise mitropolitul Rusiei. Nu e pentru unire și pace venit aici, nu pentru schismă și despărțire. Voi îndeși să-i citim și pe unioniști, nu pe schizmat și dezmânători, iar ca Vasilas era schizmat și nu voia să fie ucitit. Urmatul ai, urmatul al Chidacedemoniei, care a zis, și ce avem cu Cavasilas? Noi nu-l avem, dar sunt Arhiero a fost și avem ca pe unul dintre arherii de acum, ca pe al ei de pildă, sau care alt nici nevoie nu avem să îmbrățișăm, să îmbrățișăm scrierile, atunci zise al Dar atunci să citim pe Vecos, și în inale îndrăzneală și lor, înțeleg că aproape toți au trădat și sunt gata să se învoiască, cu a tăcut, cu adevărat vechi, o să le potrivit să fie citit, Noastră astfel de întrunire la care se căuta puncte de sprijin pentru compromisul, cu de exact se întâmplă și astăzi când mulți, ca să rămână în tăcere și niște caute la părinți, puncte de sprijin care să le vină pe măsură, fiindcă nu dorim să ne ridicăm în înălțimea împrejurărilor. Nu se cuvine să o trecem cu vederea fragmentului ultim al mărturisirii pe care Sfântul a făcut în fața sinodului de la Florența. Și ce trebuie să spunem multe, toți învățători bisericii și toate soboarele și toate dumnezeiște scripturi îndeamnă să fugim de retici, ne stăm departe de parte, părtășia, părtășirea, lor. Deci pe toți aceștia neprețuindu-i eu, să urmez celor ce ne cheamă la unile sub unei unele părți Celor care au strigat sfârșitul Sfinții, Dumnezeu, lucrez, Și pe fâiul îl fac al doilea principiu al duhului Sfânt, că ce au să la o parte ce de noi, ne el de acum. Nici care și una singură ar fi fost de ajuns să ne despart de, de ei, fie că nu pățesc niciodată aceasta mângâietorile, fie să nu pățesc niciodată aceasta mângâietorile bunule, ni se cădă de departe de mine însumi. Și de, cu... și de gândurile, cuvenite, ce ținând învățătura ta și a fericitului bărbați în suflet de tine, să mă adau părinților mei aceasta ca ce altceva, luând de aici cu mine dreapta credință. Sfântul Marco Evgenicul are ceva personal în această privință și a cerată singuranță pe care o simțea de parte de pur Sfântul Marco Evgenicul are ceva personal cu această privință, ceea ce arată siguranța pe care o simțea de parte de purtătorii ereziei. Voința de a menține delimitarea și întreruperea comuniunii bisericești, atât în timpul vieții cât și după moarte. Așadar, când este s-a apropiat sfârșitul și camaradei săi de lupte erau aproape precum și alții ortodoxi, ne-a lăsat ultimele instrucțiuni greitoare despre delimitarea sa după moarte. Acest text este un odor al mărturisirii care și singur ar putea caracteriza întregime pe Sfântul mar care că, deși a înflat pe patru de moarte, avea pun și putere tinerească, din el se vede cât de bineînțeles valoarea delimitării și siguranță pe care i-o conferea precum și faptul că plecând din cele de aici avea credința curată și neîntinată ca cea mai de ca cea mai de preț, oflea de în vederea întâlnirii cu Domnul. Simțea că delimitându-se aici, se va întâlni acolo cu Sfinții delimitată și pregoniți din princina credinței. Pe mucenicii adevărului, pe toți care ți-au iubit credința neștervită și pe cei care au pătimit pentru ea, cu toți aceștia se identificase în viața aceasta și -a voia să știe că va rămâne în aceeași credință și după moarte. Ne dăm ultimele sale cuvinte, așa cum au fost ținute de ucenicii săi. Voiesc să, mă, să mai spun mai pe larg gândul, ce întotdeauna și acum, că mi se apropie sfârșitul, ca să fiu statornic de la început până la sfârșit, și să nu pară vreunora că unele am zis și altele am ascuns în minte. Lucruri care să mă fi mustrat în ceasul acesta al izbăvirii mele, și zic de patriar, nu cumva îi se va părea să îndreptățirea chipurile cinstirii mele, de mântarea trupului acestea zmerit al meu sau chiar al parastasă, sau chiar la parastasele mele, se trimită pe vreun din arhierei săi, sau din clerul său, sau pe oricine dintre cei ce se împărtășesc cu el, ca să roage sau să se îmbrace împreună cu preoții, din partea noastră chemați la ele, crezând că astfel vin eu, în vreun fel, fie și nascuns la părtășie cu el, și pentru că tăcerea mea să nu le dea motiv, celor ce nu cunosc bine și în profunzimea scopul meu, se presupună vreun pogorământ, spun, și întâlnesc înainte de a mulți și veniți bărbați întâmplați aici că nici nu voiesc, nici nu primesc în vreun fel părtășirea cu el sau cu cei ai lui, nici câtă vreme trăiesc, nici după moarte. Precum nici unirea făcută și domnile latinești pe care au primit el și ai lui cas și cas le apere pe acestea, a căutat o lor cu prețul nemicirii domnilor. Drepte ale bisericii sunt cu totul încredințat Că pe când mă depărtez de El și de unica ca El, mă apropii de Dumnezeu și de Sfinții și de toți Sfinții, și pe când mă despar de ei, pe atât mă unesc cu adevărul și cu Sfinții Părinți. Teologisitorii Bisericii și iarăși, dacă mă las, sunt de cei aflați de patelor, mă depărtez de adevăr și de fericiții învățători ai Bisericii. Și de aceea spun, așa cum în toată viața mea, despărțit am fost de ei, la fel și în vremea și din mele, chiar și după moartea mea, mă lepă de părtășirea și unirea cu ei și cu jurământ poruncesc, ca niciunul din ei să nu se apropie la înmormântarea mea, să la parastasele mele, ori de vreunul de partea noastră, ca să încerci să poartă vești minte sau să le turghisească la o altă cu ai noștri. Că aceasta însemnă să amestecăm cele ce de neamestecat, trebuie ca în tot chipul aceia să fie despărțit de noi, până când va da Dumnezeu bună, buna bună îndreptare și pace bisericii sale. Cuvintele ale celor între Sfinți Părintele nostru Marcu, Arhiepiscopul Efesului, pe care a grăit mult la dintre și le și mona și Miren, în ziua în care s-a mutat la Domnul. Patrologia Orientalis, tom 5, 15, pagina 346. Pământurile principale ale cuvântării sunt următoare. Niciunul din cei cu care întrerupsese comuniunea bisericească din motive de credință, Sfântul nu vrea să fie de față la mântarea sa, nici cu atât mai mult să poarte veșminte ca să cinstească, adică patriarhie, patriarhul și arhierei săi nu vrea să crească, nici măcar ca bănuială că avea în ascuns părtășia bisericească cu acela nu, dorește vreo comunie cu arhierei și patriarul. Nu cu cugetători, nici măcar după moarte. Își arată în credințare că, cu cât se depărtează la nivel ecleziastic de aceea, se apropie de Dumnezeu, se unește cu adevărul și cu sfinții, din potrivă pe cât se apropie de aceea se depărtează de Dumnezeu și de învățătorii bisericii, nu dorește, spune, le-a urmat nicio comuniune bisericească spre a fi, spre a nu a fi amestecate cele ce nu sunt de amestecat. În privința credinței, acesta a fost Sfântul Marcu Evgenicul, a ortodoxiei până la sfârșitul zilor. Se convine să spunem că astăzi ziua comunistă tocmai acest lucru îi promovează și îl afișează ca standard. Amestecarea celor neamestecate exact ceea ce nu a acceptat Sfântul. Urmașul Sfântului Marcu, Sfântul Genadie Scolarios, s-a luptat în același duc său pentru a stabili bune credințe. El ca patriar a consfințit săvârșirea pomenirii Sfântului Marcu în ziua de 19, de 19 ianuarie, potrivit lui Gedeon. Tabele patriarhale.